Bun găsit, tovarăși și prieteni! A început luna martie, a început primăvara și trebuie să vă spun că pentru noi luna martie are o semnificație deosebită. Este o lună cu o mare semnificație. Așa cum desigur se știe și v-am obișnuit, pe CDR v-a obișnuit constant în ultimii ani, este luna în care noi aniversăm Comemorăm, aniversăm, cum vreți să ziceți, Marea Răscoală Țărănească de la 1907, care a fost cea mai mare răscoală Țărănească din toată Europa, nu numai din perioada sa, dar și pentru un secol. Pentru un secol înainte și pentru un secol după. Anul acesta am aniversat chiar astăzi, astăzi 1 martie, în Parcul Florilor din cartierul Pantelimon, împreună cu partenerii noștri din Partidul Comunitar. Partidul Comunist din România și Partidul Comunitar împreună au sărbătorit, au cinstit pe glorioșii noștri înaintași țăranii de la 1907. Filmul care l-am făcut atunci nu va apărea aici, ci a fost filmat și va apărea, a apărut deja pe site-ul Partidului Comunitar. Dar voi face și aici un film separat pe canalul acesta de YouTube, pe canalul Partidului Comunist din România. Am onorat site-ul partidului comunitar cu un film și um, onorez și site-ul nostru cu un alt film pe aceeași temă, dar vreau să fac și să le combin într-un fel că este și marea sărbătoare a femeilor, 1 martie și 8 martie și vreau să le combin să vorbesc despre ambele în același film. Uh, 1907. 1907. iată un an glorios în istoria poporului român, de care însă puțin își mai amintesc. Și de ce își mai amintesc foarte puțin? Pentru că profesorii, profesorii de istorie, în loc să predea istorie elevilor, se țin de alte prostii. Se țin de șpăgi, se țin de politică, se țin de proslăvirea Partidului Național Liberal. Dacă stai să cauți profesorii, 90% dintre ei sunt oricul liberali, ori simpatizanța liberalilor. Iată, profesorii acționează ca dușmanei poporului. Eu însă mi-am făcut datoria când eram profesor. Și am spus elevilor toată istoria care a fost. Nu doar istoria regilor, istoria regilor. Ce înseamnă, domnule regele Carol I, măreția și luxul de la curtea lui Carol I, averea sa imensă când țăranii din acea vreme murau de foame, murau de pelagră. Știți că eram țara pelagrei? țara clasică a Pelagrei. Lucrurile astea nu se spun, dar se spune se Carol I și despre cât de... Pro, ce mare om a fost el cu Brătianu, cum au făcut ei o țară și și-au făcut lor palate și moșii și așa și pe dincolo. Dar nu se spune cât de rău trăiau țăranii și muncitorii. <coughs> țăranii care erau tratați ca vitele de către boieri și de arendași, nu numai în nordul Moldovei, unde a început în toată țara, Că dacă ar fi fost o treabă de nordul Moldovei, s-ar fi limitat la nordul Moldovei, dar s-a răspândit în toată țara, ars toată țara. Deci dovadă că nu era ceva legat strict de nordul Moldovei sau strict legat de persoana lui Fischer sau strict ceva legat de evrei. Tot respectul pentru evrei care aparțineau clasei muncitoare, dar mulți evrei aparțineau burgheziei exploatatoare și exploatau pe țăran cot la cot cu moșierii. Dar asta numai în nordul Moldovei. În restul țării, arendașii Uneltele boielor erau români, mare parte români sau greci. Și asupreau pe țărani la fel de rău. Deci n-a fost ceva limitat la nordul Mordovei. Dacă era ceva limitat la nordul Mordovei, să oprea acolo. Începea acolo și să oprea acolo. M-ați înțeles? Represiunea a fost deosebit de dură. Dar în primul rând că trebuie, va trebui să adresăm, să aplicăm noi o represiune cruntă lui Alex Mihai Stoenescu, care minte cel mai mult și minte cel mai urât. Bun. Dintre toți istoricii burghezi, bun, dacă majoritatea istoricilor burghezi trec 1907 sub tăcere, e, bine, Stoinescu și calomniază 1907. Stoinescu spune așa, 1907 a fost opera agenților străini. <coughs> așa, Hulește, așa hulește, domnul Alex Mihai Stoenescu. Domnul Alex Stoenescu, repet îndemnul pe care ți l-am adresat acum un an pe vremea asta. Dacă vrei ca istoria să aibă milă de tine, pune pe foc tot ce ai scris. Și poate te vom ierta. Um, ce a fost uh, la mijloc? A fost sărăcia, foamea, subalimentația, pelagra, analfabetismul. Pelagra, analfabetismul. Asta au cauzat răscoalele 1907, boule și dobitocule, nu agenții străini. Ce interes avea Austro-Ungaria să provoace un foc la hotarul ei sensibil cu Transilvania, care putea oricând să treacă peste Carpații? Asta e, asta e altă poveste. Eu lucrez la o carte despre răscoalele de 1907 care va risipi. Va risipi definitiv voi pune o piatră de hotar în istoriografia românească și voi risipi definitiv mitul hula, hula lui Stoenescu, cum că au fost agenți străini la 1907. Nu! Țăranii de la 1907 nu au fost agenți străini. Nu au fost nici uneltele agenților străini. Au fost oameni însetați de pâine și de dreptate. Oameni însetați, însetați de pâine și de demnitate. De dorința de a fi tratați ca niște ființe umane. Acum, dacă ne aruncăm privirea cât de cât pe documente, cum am făcut eu, deci eu am vorbit pe documente, vorbesc pe documente și voi vorbi și mai mult pe documente, să-i ascultăm pe țăranii dintr-o comună din Teleorman, care într-un memoriu adresat ministrului de interne spuneau că nici pe vremea turcului n-am trăit atât de rău. Așa, robie grea neagră ca acum, nici pe vremea turcului n-am avut. Așa spuneau țăranii din uh, tel, din Teleor, dintr-o comună din Teleorman, din Dulceanca Teleorman, într-o telegramă adresată unui dita mai ministru. Așa spuneau ei, că nici pe vremea turcului n-au trăit atât de rău. Păi și nu era normal să se răscoale în condițiile astea? Era normal să se răscoale, cum să vor răscula în curând, uh, nu pot să spun data că nu sunt profet, n-am un glob de cristal, am așa o busolă istorică, dar busola asta istorică pe care o am eu nu exact data. Trăiată doar tendința, inevitabilitatea unui lucru, dar nu trată exact data. Deci nu știu când se va întâmpla, dar se va întâmpla. Sunt foarte multe palate în România ridicate din furtul av av avutului statului, ridicate din furtul, de la, din furtul de la gura săracilor, ridicate de oameni care au dat afară oameni săraci din casele lor, care au furat păduri, clădiri, moșii, fabrici, care au devalizat bănci, care au exploatat femei și copii. Să nu uităm nici pe cei care au exploatat femei și copii. Că este totuși luna, luna femeii. Și da, vor arde aceste palate, vor arde aceste palate. Mi s-a spus, mi spus să fac un film despre tactica noastră pentru alegeri ci că un ascultător de altfel onorabil al acestui site a spus să se unească toate partidele de stânga, o reală coaliție de stânga. Ei bine, eu nu cred în posibilitatea câștigării puterii prin alegeri. Eu nu cred, nu resping participarea la alegeri și voi participa într-o bună zi și la alegeri. Dar nu cred că voi putea să iau puterea prin alegeri. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă aș ieși o președinte prin absurd. N-aș avea oameni în jurul meu cu care să fac, pentru că toate instituțiile ar fi controlate de burghezie, de exploatatori, de mafioți. Și nu voi putea să fac ceea ce îmi propun. Și ceea ce îmi propun, ceea ce îmi propun să fac, va ar va ar îngheța sângele în vine dacă ați ceea ce îmi propun să fac. În mare v-am spus, dar detaliile, detaliile și multe lucruri pe care nu vi le-am spus, le las pentru mine. Da. Dar le voi face. Dacă nu le voi face eu, altcineva care îmi va lua locul, evident. Deci eu nu cred în câștigarea puterii prin alegeri. Mă uit la exemple din trecut. Cu pușca s-a făcut treabă. Și țăranii de la 1907 n-au luptat cu mijloace pașnice. Ci cu piatra, cu ciomagul, cu furca, cu coasa. Și guvernul ce a făcut? Le-a răspuns cu obuze de tun cu o buze de tun. Au fost sate rase de pe fața pământului. În niște țărani care aveau numai cămașa după ei și un ciomag în mână cel mult s-a tras cu tunul. Carol I și Brătianu au făcut asta. Carol I și Brătianu au tras cu tunul în poporul român, în poporul român oropsit, în țăranul român care, care ținea pe toți, care hrănea pe toți boierii spurcați. Și le dădea bani să-și trimită copiii la Paris, unde se duceau la curve și jucau banii la, la cărți. Și, și pierdeau sau câștigau bani, sau câștigau bani la, la cărți. Asta e. În al doilea rând, ziua femeii, care va fi pe 8 martie și pe care o anticipăm pe 1 martie, femeile trebuie cinstite nu numai pe 8 martie, ci și pe 1 martie, este un bun prilej de a da peste bot acelor patriarhiști impuțiți care în mileniu, în mileniu 3, în secolul 21 al mileniului 3, în anul de grație 2020, susțin aberațiile misogine ale, lui, ale Sfântului Pavel despre supremația bărbatului asupra femeii. Nu pot să ratezi acest prilej ca să nu-i trag o flegmă în față lui Gigi Becali, care a spus că femeile sunt mai proaste ca bărbații și chiar a spus el cu gura lui, femeia este sclava bărbatului. Becali a spus-o. A spus-o cu gura lui. Femeia este sclava bărbatului. Femeia n-a trebuit să joace fotbal, femeia n-a trebuit să facă box, femeia n-a trebuit să candideze uh, la funcții publice, n-ar fi trebuit să ocupe posturi de, conduție, de conducere, n-ar trebui niciodată să fie în poziția de a comanda bărbaților. E bine, eu zic invers. Femeia să joace fotbal, femeia să joace ruibii, femeia să facă box, femeia să facă lupte, judo, Sporturi de contact, wrestling, kickboxing, femeia să se apere singură. Ăsta este cadou cel mai frumos pe care îl poate da un om, un bărbat, femeilor de 1 martie și de 8 martie. Să susțină lupta femeilor pentru o egalitate. Să susțină femeia puternică, femeia care știe să se apere singură. Nu este suficient să dai o floare unei femei de 1 martie și de 8 martie. Deci, uh, ca după aia să o terorizezi sau abuzezi și mai știu eu ce. Nu este suficient. Bine, sunt, sunt, eu sunt și pentru. Eu sunt de principiu și cadouri și drepturi. Deci eu sunt de principiu că trebuie să dăm femeilor și cadouri și drepturi. Dar decât cadouri fără drepturi, mai bine drepturi fără cadouri. Trească lupta feministă, trăiască lupta de clasă. Trească 1907, trească Ziua Internațională a Femeii, sărbătoare roșie!